Vă salut cu mult drag! Sunt pastorul Costi Gogoneață și sper ca reîntâlnirea noastră să fie una în care Cartea Sfântă să triumfe, iar noi să fim principalii beneficiari. Sunt încântat să vă regăsesc pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței sau pe rețelele sociale Facebook sau YouTube. De asemenea, dacă ne ascultați pe platformele de podcast, vă sunt profund recunoscător. Ori de câte ori primesc mesajele dumneavoastră, sunt foarte încântat de faptul că vă luați timp să ne scrieți. Contează mult pentru fiecare dintre cei care realizăm emisiunea Taine din Scripturi, fiecare mesaj primit. Pentru această ocazie am selectat ceea ce ne-a scris doamna Beatrice Marin pe WhatsApp la 0751400300. Dumnezeu spune așa: simt îndemnul de a vă spune că Taine din Scripturi este emisiunea pe care o aștept cu mult dor. Dumnezeu să vă binecuvânteze în prezentarea adevărului. Apreciem mult mesajul pe care ni l-a scris doamna Beatrice și sperăm din toată inima să vă putem fi de folos. În ocazia asta sunt înconjurat de doi oameni dragi sufletului meu și oameni care iubesc cu adevărat cuvântul, așa că este momentul să le spun bun revenit în platoul Taine din Scripturi, pastorului Marius Mitrache pe de-o parte. Mulțumesc, sunt și bucur să fim împreună. Și de asemenea pastorului Ioan Câmpean Tătar. Bine v-am găsit! Zâmbetul este la el acasă aici la noi. Cu adevărul în față, inevitabil, nu putem fi altfel. Urmează rubrica Întrebarea ta. Este numărul de WhatsApp pe care îl folosiți mulți dintre dumneavoastră. Vă încurajez pe fiecare să ne scrieți întrebările pe care le aveți pentru a le dezbate aici la Taine din Scripturi și a încerca să găsim răspunsul care să fie aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, care să fie elocvent pentru fiecare dintre noi. Maria ne-a scris așa: este păcat să-mi schimb confesiunea religioasă? Categoric nu. Nu găsim în Biblie așa ceva. Ba mai mult decât atât. Să știți că Domnul Iisus Hristos împreună cu apostolii au constituit o nouă confesiune. Nu este iudaism, este creștinismul cel pe care l-au instituit sau l-au înființat. Așa că ideea aceasta că este păcat să-ți schimb, cred că cel mai important lucru este nu să-mi schimb, ci să-mi pun întrebarea, oare ceea ce cred eu și trăiesc eu este în armonie cu ceea ce mă învață Biblia? Cu religia lui Iisus Hristos este în armonie? Aceasta este întrebarea capitală, nu dacă să schimb sau nu. Da. Cum e, Marius? Confesiunea nu e un scop în sine. Când vorbim despre biserici, eu nu sunt mântuit pentru că sunt adventist. Nu, ci sunt mântuit pentru că, sau dacă eu cred în Dumnezeu și am o relație cu El foarte bună, iar faptul că am devenit adventist este pentru că mi-am regăsit convingerea în comunitatea adventistă. Suntem oameni care credem aceleași lucruri. Dar nu ești mântuit pentru că ești de o religie sau alta. Pentru că norma este Scriptura, nu confesiune. Asta e foarte clar. Da, uite, vă întreb așa personal, că suntem la discuția asta și ne mai deschidem puțin și sufletul. Dacă ați descoperi o altă confesiune care ar fi poate mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, deși nu știu sigur istoria fiecăruia, dar intuiesc că v-ați născut în familii adventiste. Ați fi gata? Tu nu te-ai născut într-o familie adventistă. A fost mixtă, n-am fost adventist. Probabil că ție îți va fi mai ușor, ai făcut o practică. E foarte greu, ce întrebi tu? E foarte greu pentru că eu, deși nu am fost într-o familie adventistă, era mixtă, totuși m-am botezat la 15 ani. Da, tatăl meu a murit când aveam 12 ani și apoi am început să merg la biserică și de tânăr am luat calea bisericii și cumva adventismul mi-a intrat în sânge, cum se spune. Dar dacă aș găsi, să spunem, o confesiune care, și e greu să spun, mai aproape, pentru că momentan găsesc Biserica Adventistă ca fiind foarte biblică, nimeni nu a convins până acum și am citit multe cărți. Eu un exercițiu de imaginație. Dar ipotetic vorbind, nu m-aș uita înapoi, pentru că Scriptura mi-e mai dragă decât biserica. Haideți să întrebe domnul pastor Ioan Câmpean Tătar mai complicat. Ați slujit ca pastor biserica asta și sunteți pastor în Biserica Adventistă. Dacă descoperiți o altă confesiune, ați renunța la slujba aceasta de a fi pastor în Biserica Adventistă și ați merge în cealaltă confesiune ca un simplu membru? De dragul adevărului, sigur că da.
dar n-am descoperit și așa că rămân pastor adventist și aș vrea să subliniez încă o dată, nu confesiunea sau biserica ne mântuiește. Noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, datorită jertfei lui Iisus Hristos, dar confesiunea totuși are un rol foarte important în a ajuta să ne păstrăm credința în doctrina cea curată a Bibliei. Vă mulțumesc mult pentru sinceritate, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne provocați cu întrebări. Nu uitați să ne scrieți la 0751400300 întrebările sau comentariile dumneavoastră. De asemenea, folosiți și rețelele sociale, Facebook sau YouTube, pentru a ne scrie ceea ce gândiți despre ceea ce realizăm noi aici. Lăsați-ne scris și motivele pentru care ați dori să ne rugăm, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. 0751400300 este numărul nostru. Distribuiți emisiunea dacă ne urmăriți pe rețelele sociale amintite mai sus. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu putem prelua întrebările în timp real, dar recurent le citim și le aducem în fața invitaților. Pentru a vă face cunoștință cu subiectul pe care îl vom aborda în acest episod Taine de Scripturi, vă invit să citim împreună cuvintele Apostolului Pavel din Romani 7:21. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Pare, citind acest verset, că este o misiune imposibilă să ai un comportament după standardele lui Dumnezeu. În aceste condiții, întreb, ce rol au faptele pentru viața unui credincios? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Marius Mitrache și Ioan Câmpian Tătar. O temă provocatoare pe de-o parte, dar foarte concretă și așa din viața de zi cu zi vă propun în ocazia asta. Pornesc de la Ioan 17:15-16. Domnul Hristos s-a rugat, nu te teme să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume pentru, după cum nici eu nu sunt din lume. Ocrotirea oferită de Dumnezeu este condiționată de vreo acțiune a noastră, a omului? Da, întrebarea este foarte complicată și cred că și un răspuns pe măsură este unul destul de greu. Avem suficiente texte în Biblie care vorbesc despre ocrotirea lui Dumnezeu în dreptul celor credincioși. Îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de el. Sau Apocalipsa capitolul 3, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu în ceasul încercării care ar să vină peste lumea întreagă. Dar gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat imediat după păcat. Cain și Abel. Noi ne așteptăm ca Dumnezeu să-l fi păzit pe Abel de mânia fratelui său. Și Dumnezeu ocrotește și păzește un criminal. Pentru că până în cele din urmă se plânge Cain. Doamne, e prea mare pedeapsa. Bun, te voi proteja, îi spune Dumnezeu. Și acest lucru trebuie înțeles și dacă citim cartea lui Iov sau așa mai departe, în contextul păcatului și a harului pe care Dumnezeu ni-l oferă, în contextul marii lupte care există dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și diavol, pentru că Dumnezeu este obligat să ofere libertate și diavolului să acționeze. Și atunci uneori ne întrebăm de ce se întâmplă lucruri rele celor, oamenilor de ce nu i-au crotit Dumnezeu, da. E foarte complicat. Cred că nu putem așa, doar printr-un răspuns simplu, să răspundem la această întrebare. Cred că nu noi îl condiționăm pe Dumnezeu. Dumnezeu dorește să ocrotească pe toată lumea, ci pur și simplu noi trebuie să ne întrebăm dacă ne-am așezat la dispoziția lui Dumnezeu. Știți când Iisus Hristos le spune ucenicilor, Satana v-a cerut să vă cearnă și nu zice, eu vă protejez. Și din potrivă, eu mă rog pentru voi să nu se piardă credința voastră. Cred că protecția, în primul rând la care se referă Biblia, este protecția credinței și a relației noastre cu Dumnezeu, care este cea mai importantă. Protecția vieții sau a bunurilor sau, știu eu, a ceea ce ne dorim noi să fie protejat, nu cred că ar trebui să fie pe primul loc. Exemplul ăsta pe care l-a folosit pastorul Câmpian legat de Cain și Abel este foarte elocvent așa pentru ce se întâmplă și în realitatea de astăzi. Pentru că pare că Dumnezeu nu prea și îndreaptă atenția spre oamenii ăștia buni la suflet și nu numai la suflet, dar așa și în viața lor practică de credință. Cum stau lucrurile? De ce să mai faci fapte bune dacă la un moment dat ți se curmă viața mult mai devreme decât altora care n-au nicio treabă cu relația cu Dumnezeu? Ar fi indicat să definim puțin termenii de aici. Când spune Hristos să-i păzești de cel rău,
expresia cel rău în limbajul lui Hristos se referă la Satana. Este foarte clar că aici nu vorbim despre răul acesta fizic din lume, ci despre răul spiritual. Pentru că până la urmă ucenicii au fost păziți de cel rău? Au fost. Ei vor fi mântuiți, salvați. Dar cei mai mulți... Iuda, e clar. Stai puțin. De ce pe Iuda nu l-a păzit Dumnezeu? Iuda, spune așa Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotire celui prea înalt. Iuda n-a stat sub ocrotire, a plecat de sub ocrotire. Adică să înțelegem limbajul. De alegere? Exact, să înțelegem limbajul. Ucenicii au fost ocrotiți de cel rău. Ioan a murit singurul de bătrânețe, deși el chinuit puțin. Ceilalți au murit fiind martiri. Au fost ocrotiți sau nu? Da, pentru că ei vor fi mântuiți. Ocrotirea la care se referă Hristos este ocrotirea spirituală. Este clar aici. Și dacă ne uităm în contextul din Ioan 17, el spune foarte clar, ei nu sunt din lume, că dacă ar fi în lume, n-ar putea fi ocrotiți. Și apoi le spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dacă mergem la Cain și Abel, a fost Abel ocrotit de Dumnezeu? Abel este în categoria erorilor credinței, în Evrei 11. Cu siguranță că Abel nu va fi supărat pe Dumnezeu că a îngăduit ca el să moară în felul acesta. Noi de multe ori reducem ocrotirea lui Dumnezeu asupra noastră la dimensiunea aceasta a siguranței fizice, să fim sănătoși, să avem suficiente resurse alimentare, financiare și atât. Însă dacă ne uităm în Scriptură, este complicat să absolutizăm aceste chestiuni. Sunt și făgăduințe care se potrivesc și merg. Dar să absolutizăm, să extrapolăm și să generăm niște filozofii de viață, un fel de evanghelia prosperității, este foarte riscant. Hristos însuși spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Miza aceasta este. Iar când vorbim despre moarte, gândiți-vă că pentru Dumnezeu moartea nu este o miză. Miza e credința noastră. Și atunci, care mai este rolul faptelor bune? De ce să le mai fac? Vreau să specific încă un lucru. Îl avem pe Moise. Moise este, ca exemplu, este trimis de Dumnezeu să elibeze pe Israel. Și la un moment dat spune Scriptura că pe drum Domnul l-a întâlnit pe Moise și voia să-l omoare. Păi ciudat, adică cum foarte te trimite? Și l-a forțat pe Moise, că Moise era reticent. N-aș vrea să mă duc, l-a forțat. Și apoi el acceptă cu chiu cu vai și apoi vei să-l omori. Păi cum vine asta? De ce să-l omori? Și gestul Seforei este elocvent. Ea ia o piatră și îl taie împrejur pe fiul cel mic. De ce a făcut Sefora acest gest? Nu i-a spus nimeni nimic ce să facă. Era conștientă că Moise n-a respectat una dintre cerințele exprese ale lui Dumnezeu să fie tăiați împrejur ca un semn al legământului pe care Avram l-a primit cu mulți ani în urmă. Dacă el nu respecta acest semn al legământului, nu era parte a poporului Dumnezeu, copilul său, și nu putea fi ocrotit de Dumnezeu dacă el călca cu bună știință una dintre poruncile divine. În acest context, când vorbim despre ocrotirea lui Dumnezeu, nu e gratis. Da, este prin har, că nu-i dat ori să ne ocrotească. E prin har. Dar dacă tu nu stai de bună voie sub ocrotirea lui Dumnezeu și comportamentul nostru este o dovadă, respectarea poruncilor e o dovadă a faptului că noi îl iubim pe Dumnezeu și dorim să fim cu El. Repet, Psalmul 90 spune foarte clar, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Adică Dumnezeu are doar un context în care o poate oferi ocrotire. În contextul păcatului, a trăirii în păcat nu poate oferi ocrotire. Uite, ocrotirea asta înseamnă doar mântuire sau înseamnă și pentru, adică viață veșnică dincolo de ceea ce e pe telurică? Sunt situații când oferă și ocrotire fizică. Adică, foarte clar spune Dumnezeu, te voi ocroti în anumite situații, dar sunt situații când îngăduie acest lucru. Este pedagogia divină. Adică dacă vorbim despre necazuri în viață, păi noi nu știm ce necazuri avem, dacă sunt pedagogice, dacă sunt necazuri revelaționale, cum a fost la Iov, de exemplu, probleme pe care le avem, dacă sunt situații la nivelul de mărturisire publică. Gândiți-vă dacă biserica creștină sau copiii de Dumnezeu n-ar avea parte de niciun necaz în viață. Care ar fi motivul pentru care oamenii ar intra în biserica creștină? Să n-ai niciun necaz. Asta e problema. Dar faptul că trecem prin aceleași probleme, așa cum întreba Iov pe Dumnezeu, oare degeaba îl slujește Iovului Dumnezeu? Nu pentru că tu i-ai dat cu tare, cum întreba Satana. Da, Satana pe Dumnezeu. Dar atunci când noi avem parte de aceleași necazuri, oamenii și îngerii și toți văd că noi slujim Dumnezeu dezinteresat. Și asta mi se pare că miza mântuirii e mult mai... Și aici Iisus nu vorbește despre, când spune ferește de cel rău,
nu vorbește despre problemele de pe pământ. Viața, siguranța, sănătate și alte lucruri. Matei 5:16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Care este reperul după care ar trebui să mă ghidez pentru a ști dacă acțiunile mele sunt încadrate în categoria asta a faptelor bune? Da. Nu uitați ce spune Domnul Iisus Hristos, nu ca eu să le văd, ci el, ei să le vadă. Adică nu cred că noi ar trebui să contabilizăm faptele bune și să încercăm în modul acesta să măsurăm sau să cântărim meritele noastre. Vă duceți aminte de parabola lui Iisus Hristos, Matei 25. Voi sunteți cei care ați mers, ați făcut, și îi spun, Doamne, când? Noi nici nu știm lucrul acesta. Este un aspect acesta. În al doilea rând, toate faptele noastre bune, spune Biblia, sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Da. Deci ele trebuie să fie curățate prin meritele lui Iisus Hristos. Acum, rolul faptelor. Iisus Hristos pune accent pe aspectul acesta, că faptele sunt importante în experiența mântuirii. Noi nu suntem mântuiți datorită faptelor noastre bune, dar nu putem fi mântuiți fără ele. Mă înțelegeți? Nici fără ele nu putem să fim mântuiți, pentru că dacă dragostea lui Dumnezeu este necondiționată, mântuirea totuși este condiționată. Deci ele au un rol de o alegere important. Sau de fapte propriu-zise? De ce întreb asta? Pentru că mă folosesc puțin de exemplul Harului de pe cruce. El a fost o chestiune, pare că a fost o chestiune așa, de moment. Măi, nu te mai lua, i-a spus și el de el. Lasă-l în pace, asta e. Până la urmă ne vedem fiecare de pedeapsa pe care ne o merităm. Nu. E o chestiune de moment sau este o chestiune... Nu este o chestiune de moment, ci e o chestiune de fel de a fi. De viață și de felul de a fi, sigur că da. Nu. Deci ele au un rol, standardele pe care Biblia ni le prezintă, ele au un rol foarte important în experiența mântuirii noastre, dar nu trebuie să uităm un lucru, că totuși și standardele sunt minimul. De acolo începe relația cu Dumnezeu și credința adevărată. Pentru că Domnul Iisus Hristos vorbește despre pomul cel bun și... Deci nu problema faptelor trebuie să ne preocupe, ci dacă pomul este bun, dacă pomul e bun, cu alte cuvinte, dacă în viața noastră interioară, în inima noastră, este ceea ce trebuie, atunci faptele ele vin în mod natural. Deci ele nu trebuie provocate, nu trebuie planificate, ele pur și simplu ele curg în mod natural. Da, bun, dacă lucrurile stau așa, Apostolul Pavel zice, uite, eu vreau să fac binele și mă trezesc numai că fac rău. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Adică, bun, l-am pe Hristos în viața mea. Vreau, citesc, mă rog, merg la biserică, vreau să aflu cât mai mult adevărul. Și cu toate astea, mă trezesc atunci când mă supără soția, mă, ies din fire. Sau atunci când copilul care este adolescent, mă, nu vrea să înțeleagă că ăsta trebuie să fie adevărul. Și el zice, mă, nu vreau să vin cu tine la biserica pe care o frecventez tu. Vreau să o ies cu prietenii. Și tu începi să, nu știu, să reacționezi nepotrivit. Cum stau lucrurile? Adică tu te străduiești, vrei, da, uite că faptele, la un moment dat, sunt și reprobabile. Lupta Apostolului Pavel între cele două firi, care este lupta noastră, nu justifică neapărat rămânerea într-un comportament greșit. Dacă vorbim despre aceste fapte bune, reperul este dat în contextul din Matei. Avem legea de pe Sinai, repetată, este evident că vorbim despre decalog aici. Și este important să înțelegem că acest reper este exterior nou, nu este interior. Deci, până la urmă, dacă vreau să-mi analizez dacă fac fapte bune sau nu, trebuie să mă uit la decalog. Exact, decalogul spune... Decalogul din Exod 20, da? Da, la da, acela da, găsim și în Scriptură, te uiți ca într-o oglindă, te vezi în decalog. Repet, nu este un reper interior. Dacă ar fi interior, atunci fiecare și-ar fi propriul reper și ar fi foarte dificil să stabilim o normă pentru toți. Pentru că la un moment dat, dacă doar conștiința rămâne reperul și cum gândesc eu moralitatea, atunci când noi ne întâlnim și avem repere diferite, cine arbitrează intersecția care creează conflicte? Așa se vorbim despre intersecții între religii, între islam, creștinism, iudaism sau alte religii politeiste. Ce faci acolo? De aceea când vorbim despre repere, vorbim despre legea morală. În acest context, când Pavel vorbește despre lupta aceasta din el, este de fapt o luptă între voință și dorință. Acolo este.
Că spune, am dorința să fac, dar n-am puterea. Nu am voința să fac, pentru că cu mintea accepți că Dumnezeu are dreptate, că raționezi legea, înțelegi că este bună. Dar când vorbim despre instinctele noastre, despre înclinații, ele sunt spre rău, spune Pavel foarte clar, că nu este niciun om care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Avem înclinație naturală, noi nu trebuie să depunem efort să facem răul. Asta e realitatea. Efortul facem atât de natural. Noi nu învățăm să mințim. Noi mințim natural. Noi trebuie să depunem efort să facem binele. Dar și aici este o soluție bună, pentru că faptele bune sunt pregătite mai dinainte. S-a amintit, adică a trăi în Hristos presupune să urmăm un drum al lui Hristos. Și conflictul lui Pavel este foarte clar. Câtă vreme hrănesc firea pământească, câtă vreme mă las condus de firea pământească, atunci merg pe partea răului. Dacă eu mă las condus de firea duhovnicească, cu alte cuvinte, de Duhul Sfânt, și răspund îndemnul Duhului Sfânt, eu merg pe linia aceasta duhovnicească. Voi face totdeauna și fapte bune? Da, și sunt faptele rele vor deveni doar, să spunem, doar accidente în viață. Nu vor deveni un stil de viață. Că Iisus spune foarte clar, cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dacă când sunt momente de accident, domnule, nu am fost obosit, am fost neatent, am fost... avem totuși un mijlocitor, spune Ioan, dacă cumva, dar nu putem merge pe ideea că noi mergem, ne tărâm în păcat și suntem copiii lui Dumnezeu, așa ceva nu există. Apocalipsa 22:12 zice, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Spuneați mai devreme că faptele sunt o cârpă murdară înainte, ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Cu toate astea, Mântuitorul zice, uite, eu totuși am ceva obiectiv și îmi trebuie ceva obiectiv pentru care fac judecata, pe unii îi dau la stânga, pe alții îi iau cu mine în împărăția cerurilor. Este mântuirea condiționată de faptele astea? Este condiționată într-un fel, sigur că da, pentru că judecata lui Dumnezeu se ține în funcție de aceste fapte. Ele sunt luate în considerare. Dar care este rolul lor? Faptele arată dacă mântuirea a fost o experiență reală în viața mea. Deci ele sunt doar o dovadă că Iisus Hristos a fost prezent în viața mea. După roadele mea. Lor îi veți cunoaște? Da, ne ajută cumva versetul ăsta? Da. Se aplică este important tuturor. Acest aspect, da? Este important acest aspect. De ce? Nu doar pentru că faptele sunt un indicator a relației cu Dumnezeu, dar noi ființele create, oamenii și îngerii, noi nu putem accesa interiorul unei alte ființe. Eu nu pot cunoaște motivațiile, intențiile, eu pot evalua doar caracterul, comportamentul. Doar Dumnezeu cunoaște, dar Dumnezeu este foarte transparent și judecata o face după fapte, astfel încât toate ființele să cunoască cât de obiectiv este Dumnezeu în evaluarea sa. Că Dumnezeu nu ar avea nevoie de o judecată personală, că El știe totul, ne cunoaște. Dar noi avem nevoie de această judecată. Să vedem că Dumnezeu este drept și cum spun îngerii, ești drept în hotărârile tale. Da? Doamne, că ai judecat. Adică ai argumente raționale, exact, palpabile, exact, pe care și eu le pot înțelege. Nu este doar o chestiune pe care tu ai luat-o în dumnezeirea ta și Dumnezeu eu e conștient. Lupta mare între bine și rău a început prin faptul că Lucifer l-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, că este arbitrar, mă rog, și Dumnezeu pentru a elimina orice umbră de îndoială, orice suspiciune, orice întrebare, el e foarte transparent și este și un act de demnitate din partea lui Dumnezeu pe care ne-l oferă. Adică nu vi se pare că ar fi sub demnitatea umană ca Dumnezeu să așa ne treacă pe sub, așa, prin spate. Nu, Dumnezeu, să fii foarte, foarte corect și chiar și condamnarea la moarte a celor nelegiuiți va fi un act de demnitate pe care Dumnezeu îl oferă omului. Dumnezeu, îți asumi soarta pe care ți-ai dorit-o, practic. Și îți respect voința. Este atât de clar. 0751400300 este numărul nostru de WhatsApp. Folosiți-l, adresați-ne întrebări. Vom răspunde întrebărilor dumneavoastră în edițiile următoare. Scrieți-ne comentarii față de ceea ce discutăm noi aici. Am să vă propun să mergem concret spre niște zone foarte aplicate față de faptele care ne implică pe fiecare dintre noi și despre care discută și Scriptura. Zice Matei 15:11, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gura aceea spurcă pe om. Am mai discutat noi oarecum tangențial și într-o ediție precedentă. A dat Domnul Iisus prin această afirmație dezlegare pentru a consuma orice aliment sau băutură? Nu este vorba de așa ceva. Deci
dacă privim contextul în care Domnul Iisus Hristos rostește aceste cuvinte, ucenicii sunt acuzați pentru că nu s-au spălat pe mâini și fariseii spun, de ce nu respectă datina sau tradiția bătrânilor? Deci nu este o cerință a lui Dumnezeu, ci este o datină sau tradiția strămoșilor, da, care au stabilit lucrul acesta. Și Iisus Hristos vrea să spună că nu aceste tradiții sunt importante, ci ceea ce El cere este important. Nu ceea ce intră spurcă. Cuvântul koinos în greacă nu înseamnă neapărat spurcă, ci une, ci întinează pe om. De fapt, Domnul Iisus Hristos pune în contrast această datina lor sau tradiția lor cu ceea ce este important pentru Dumnezeu, și anume o viață morală trăită după voia Lui. Acest lucru este important și spune ceea ce iese din om, și anume ceea ce este exprimă ceea ce este în inima omului. Acest lucru este important. În mare, ce nu ar trebui să mănânce un om al lui Dumnezeu și să nu bea un om care dorește să facă voia Domnului? Fără a intra în detalii. Așa. Doar aș face o distinție scurtă între problema alcoolului și problema alimentelor necurate. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, alcoolul a fost tolerat de Dumnezeu, îngăduit la un moment dat. Alcoolul, zici. Alcoolul. Bine, nu alcoolul distilat, că nu există distilarea. Pe când la animale necurate, acolo nu există negociere. E o distinție totuși. Ajută-ne să înțelegem de ce faci diferența asta între alcoolul din perioada respectivă și alcoolul de acum, care este pentru distilat. Că procesul distilării a fost inventat abia în anul 600 în China, prin obște în Arabia și abia în anul 1000 după Hristos, vorbesc, în Europa. Când ce vrei să spui că atunci nu era atât de tare cum este astăzi? Nu, când vorbim despre alcool în Vechiul Testament, vorbim despre vin, vorbim despre bere și alte băuturi din alte fructe, acele băuturi tari. Care fermentau traduse, pur și simplu, natural. Da, acele băuturi tari din Biblie erau băuturi din alte fructe decât struguri. Dar nu erau tari în sensul distilării, pentru că ne duce în eroare această categoric idee. Mulțumesc nu mult exista pare, acest chiar lucru, da, deci nu. Iar când consumau alcool, să nu credeți că îi consumau ca acum, adică nu stau prin șanțuri. Socrate spunea la un moment dat, atunci când erau la masă doar bărbații, nu se cade ca un bărbat să se îmbete, și atunci când consumau alcool foloseau două treime apă și o treime vin, doar pentru savoare consumau, erau filozofii adevărat. Mai erau și oameni care se îmbătau, mai ales în acele momente de euforie. Dar în viața de zi cu zi, omul nu consuma alcool, da, atât ei de ei aveau acces, apropo de chestiunea asta istorică cumva, aveau acces la alcool, adică se găsea alcool în orice casă în perioada respectivă, sau aveau doar un anumit, doar cei care făceau parte într-o anumită clasă socială? Dacă aveau pământ, aveau vis, aveau pom fructiferi, făceau aceste lucruri, adică existau aceste lucruri, dar să nu credem că alcoolul era folosit așa bundent ca astăzi. Avem o imagine cumva distorsionată, cumva ne proiectăm comportamentul de astăzi în antichitate. Nu era așa ceva în antichitate. Dar cred că mai există și un alt aspect, și anume, atât la iudei sau la evrei, cât și la greci, cât și la romani, nu există acea diferențiere pe care avem astăzi dintre suc și alcool, sau mus și vin. Există un singur cuvânt. Și bineînțeles, traducătorii au ales, atunci când au tradus, să traducă prin mus sau prin vin, atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament. Și din acest motiv se creează destul de multă confuzie. Găsim, de exemplu, iain, vin alcoolizat, da, și tiroș este pentru mus, sau în greacă avem oinos și avem gleucos. Dar la oinos, cel puțin în greacă, poate fi și must. Da, și ce vina oferit Domnul Iisus la nunta din Cana? E o problemă aici spinoasă, pentru că acolo găsim un termen folosit de acel, mă rog, nunul care era de fapt organizatorul nunții. Domnule, păi vinul bun se pune la început și după ce s-au săturat toți, atunci acolo verbul metiusco din limba greacă, lexicoane traduc fie cu s-au îmbătat, fie cu s-au săturat. Cele mai multe lexicoane traduc cu s-au îmbătat. Și foarte mulți interpreți merg pe ideea că acolo vorbim despre o îmbătare și că Hristos de fapt a făcut vin alcool. Ideea când se îmbăta omul, nu mai era atent dacă acel al doilea vin era de calitate sau nu. Însă sunt și lexicoane care traduc cu s-au săturat.
s-au umplut, adică s-au săturat și când e sătul nu mai guști așa. Nu mai simți nevoia. Nu mai simți nevoia. Eu refuz să cred că Hristos a făcut alcool. De ce te bazezi? Când pare subiectivă interpretarea asta. Da, pentru că Hristos în toate acțiunile sale nu prea are de a face cu îngăduințele păcătoase în viața omului. Mai nu ales prea sau nu are? Nu are. Nu are de a face. Și în acest context eu chiar aș întreba, îl vedem pe Hristos transformând apa în vin, alcool, astfel încât oamenii să se îmbete? Repet, acolo când Ioan folosește verbul metiusco, la ce s-a referit el? Dacă lexicoanele sunt împărțite ca semnificație, cine decide ce sens aleg? Să aleg sau îmbătat sau s-au săturat? De ce Cornilescu traduce s-au săturat? Și Cornilescu nu era un adventist, nu era un om care avea reforma aceasta, nu? Înseamnă că sunt mai mulți traducători care își dau seama tot, stai puțin, nu putem să punem pe seama lui Iisus această acțiune, pentru că e o problemă. Nu înseamnă că nu se consuma alcool în vremea lui Iisus, se consuma în vremea lui Pavel. Veneau unii, deși era în Corint, veneau la biserică, unii vreau beți. Nu neapărat de beți, încât nu puteau să meargă. Dar veneau amețiți și nu mai puteau diferenția ce e cină, ce este o simplă masă. Dar eu în dreptul lui Hristos, eu nu aș asocia pe Hristos cu astfel de îngăduințe care apropo nu sunt de cina aceea de taină, de cină, mă leg de cina aceea de taină. La cina aceea de taină Iisus a oferit must sau vin. Da, da, ca tu, pe rea săptămâna azimilor. Cina a avut loc în săptămâna azimilor și nu exista aluat în casă, dar a fost azimi. Și nu exista alcool. Deci acolo, în mod categoric, era must. Este păcat să consumăm alcool cu măsură? Măsura? Da. Cred că ar trebui să ne întrebăm dacă cei care, știu, susțin lucrul acesta și nu sunt puțini, care vin și se folosesc de textul lui Pavel, că bea câte puțin alcool datorită slăbiciunilor tale, adică moderat nu e nicio problemă. Și medicii spun, unii dintre medici spun. Dar nu cumva și noi... Face bine pentru sânge. Cred că și noi a început cu măsură, nu? Și unde a ajuns? Ce s-a întâmplat cu Lot? Acum care este motivul pentru care Biblia ne oferă aceste exemple negative? Eu nu aș fi pus în Biblie pur și simplu experiența lui Noe. După ce Biblia îl prezintă ca un om neprihănit, un om extraordinar, după aceea totuși, da, pentru învățătura noastră. Cred că lucrurile sunt foarte clare. Dumnezeu niciodată n-a dorit ca omul să folosească astfel de substanțe care pur și simplu să le întunece mintea. Dar a cui măsură o folosim aici? Dacă bem cu măsură, a cui măsură? Pentru că dacă mergem pe măsura unora, de la 4 litri în sus de vin, poate oamenii simt că au băut bine. Cred că aici e bine să înțelegem că nu este normal să negociem cu Dumnezeu. Da, Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri în Vechiul Testament, în lumea biblică, dar așa îngăduit și poligamia și sclavia. Înseamnă că le justificăm pe toate. Adică vorbim de un progres al dezvoltării și al maturizării poporului Dumnezeu și Dumnezeu a tolerat niște lucruri. Dacă a tolerat și poligamia, nu înseamnă că poligamia este de dorit. Dacă sclavia a fost tolerată pentru că nu puteai să mergi împotriva... Gândiți-vă, la poligamie erau foarte multe motive sociale vorbind, adică erau mulți bărbați care mureau în războaie și Dumnezeu era nevoit ca din rațiuni sociale femeia să fie ocrotită, că nu avea altă șansă. În contextul nostru, când femeia poate avea un serviciu, o pensie, un salariu, nu mai e nevoie de poligamie. Ori, dacă merge pe ideea de a lua aceste etape biblice și a le normatiza pentru noi astăzi, hai să luăm cu totul. Dacă vrem și alcool, hai să luăm și poligamie și sclavie. Și la sclavie nu să fim stăpâni de sclavi, să fim sclavi. Că în secolul XIX, foarte mulți creștini justificau sclavia, cel puțin cei din sudul Americii, prin pasajele de Apostolul Pavel. Adică cei care dețineau sclavi. Da, dar niciunul nu vrea să fie sclav, doar stăpân de sclav. Și asta mi se pare necinstit. Dacă mergem pe ideea că Dumnezeu și-a dorit o dezvoltare și că lumina a mers crescând, că vorbim de o revelație progresivă și o înțelegere progresivă, atunci Pavel când spune fiți treji și vegheați, spune la început nu vă îmbătați de vin, fiți treji și vegheați, cuvântul treaz din limba greacă acolo înseamnă nu fiți beți. Ori acum întrebarea mea este de unde pot asocia prezența Duhului Sfânt, fiți plini de Duh, spune Pavel. Un fel de spin de spirit, nu de spirit. Pot asocia prezența Duhului Sfânt în mintea mea și cu alcoolul, chiar și în doze mici.
Iar când vorbim despre Timotei, fiindcă ți-a amintit când spune să mai bei și cu câte puțin vin, acolo este un dativ să mai bei și cu puțin vin. Adică să nu bei numai apă, ci combinat cu vin. Și Pliniu cel tânăr, care a fost contemporan cu Pavel, spune că pentru capansament gastric existau această combinație, două treimi apă și must, nu vin alcool. Capansament gastric. Se pare că Timotei avea o gastrită, un ulcer. Dar nu vorbim despre ideea de a mai bea și tu pahar. La era ce frecvență? Un soi de tratament. Pansamentul gastric, exact. Adică și Aristotel vorbește despre același pansament gastric. Uite, folosit pentru cei care aveau probleme. Spunem noi că vinul îți ia mințile, da? Adică alcoolul îți ia mințile. Dar acum am să vă întreb așa. Despre cafea nu se scrie în scriptură. N-am găsit lucrul ăsta. Ce facem astăzi cu cafeaua? Sau drogurile, da? O să ajungem la drogurile, măcar îți iau mințile, da? Și cafeaua, da? Ce este? Nu știu. Întreb. Orice cafeaua substanță... este la îndemâna oricui, nimeni nu o condamnă. Orice... Dacă de alcool ni se spune, nu trebuie să conduci sub influența alcoolului, trebuie să ai grijă că lucrurile... Da, și legea spune despre asta. Dar cafeaua este prezentă astăzi mai... Nu vreau să exagerez, dar în aproape orice loc. Orice substanță care produce adicție este un drog. Sunt și droguri ușoare și droguri mai grele. Dar intră cafeaua sub incidența asta? Da. Al drogului ușoar? Da. Al drogului? Numai că unii au găsit o soluție, nu mai consum cafea, dar iau antinevralgic, care conține cofeină. Adică de-aia sunt drugs, în engleză, medicamentele. Când iei medicamente fără măsură, intri, sau faci combinații nepotrivite, sunt unele combinații, de-aia se dau multe pe rețetă. Nu ai voie decât dacă ai probleme speciale medicale. Dar intră sub această incidență a drogurilor ușoare, până la urmă, că duce o adicție. Atunci când tu nu poți fără ceva anume, atunci înseamnă că s-a creat o adicție. Și Dumnezeu spune foarte clar că noi trebuie să fim liberi. Ne-a eliberat. Eliberarea poporului Israel din sclavia Egiptului are un simbol la un moment dat. Noi trebuie să fim eliberați de orice sclavie care ne ține robi. Și poți să fii rob față de cocaină, heroină, nu știu ce alte droguri sunt, mă rog, toate celelalte. Ierburi și alte chestiuni. Este interesant modul în care Dumnezeu lucrează, cum a lucrat în perioada Vechiului Testament și a tolerat datorită încăpățânărilor, sigur că da. Biserica Adventistă a avut nevoie, nu exista atunci biserică, abia din 1863 vorbim despre o biserică organizată, ci vorbim despre mișcarea sabatariană. A avut nevoie de 10 ani ca să se vindece de patima fumatului. Și după 10 ani, începând din 1849, când au început să se scrie articole despre cât de dăunător, atunci când toată lumea recomanda, chiar și în cazul unor boli pulmonare, medicii recomandau fumatul. Deci în 10 ani s-a spus, s-a vorbit, s-a scris despre lucrul acesta, după 10 ani s-a spus, dacă vrea cineva să mai fumeze, doar în afara bisericii, ci nu în biserică. Deci s-a luat această decizie. În 1930 și ceva, cred că, foarte multe denominațiuni au renunțat la această toleranță zero față de băuturile alcoolice. Au zis, moderat, se mai poate. Și eu mă bucur că Biserica Adventistă a rămas consecventă la capitolul acesta. Ce se întâmplă cu un membru al Bisericii Adventiste dacă este dovedit și dacă îl recunoaște că consumă alcool, pe de o parte, sau altcineva care recunoaște că el consumă cafea regulat? Adică la fiecare masă, dimineața? Din câte știu, și știu bine, atunci când intri în Biserica Adventistă, tu îți dai un vot. Tu îți dai aprobarea că nu vei face aceste lucruri. Sunt 28 de puncte fundamentale de credință pe care tu le accepti și răspunzi da la aceste lucruri. Mi se pare un gest de demnitate din moment ce tu ai ajuns, poate după ceva ani, să nu mai fii de acord cu aceste lucruri, singur să îți faci retragerea. Nici nu ar trebui să ajungi la disciplină bisericească. Dacă se descoperă un membru, există o consiliere, încercări de... Sunt unii oameni care poate s-au luptat de-a lungul timpului cu aceste lucruri. Și există consiliere, dar dacă omul la un moment dat nu renunță, da, eu sunt convins că sunt foarte mulți care nascuns consumă și nu-i știi. Este treaba lor și a lui Dumnezeu. Vorbim despre căderile publice și cu consecințe la nivelul societății. Da. În acest context trebuie disciplină, pentru că vă spun că și oamenii care nu aparțin bisericii adventiste văd că este nenatural ca un adventist să facă aceste lucruri, pentru că tu predici aceste lucruri. Este normal așa ceva. În acest context nu mi se pare normal ca să-l predic pe Hristos cu paharul în mână.
să permite nici Hristos cu țigara de, mână. Și intră la cea și ceașca de cafea. Nici cu aceea, nici cu acea ceașcă. Adică, până la urmă, de ce aș consuma cafea? Dacă aș respecta principiile sănătății, m-aș odihni cum trebuie, cât trebuie, de ce ar trebui să consum cafea? Da, cineva m-a întrebat... Văd foarte mulți, iartă-mă că ți-au vorbit, ține minte, văd foarte mulți tineri astăzi pe care îi cunosc și știu că aparțin de Biserica Adventistă, care se pozează, pun pe rețelele sociale cu un brand foarte cunoscut de cafea, n-au niciun fel de problemă să afirme lucrul ăsta și să-l susțină public. Dar, Costel, eu sunt convins că este mai greșit să consum nu doar cafea, alte băuturi cofeinizate, adică pentru mine Coca-Cola sau Pepsi sunt mai rele decât cafeaua, că au și chimicale în ele. Dacă n-am vrut să mă duc până aici. Cafea da. Este, nu, dar trebuie să fim foarte consecvenți, pentru că sunt foarte sigur. Mulți care, eu nu consum cafea, dar mă duc cu alte substanțe sau când vorbim despre energizante, păi alea zbiciuiesc realmente creierul și inima, realmente, păi alea sunt nocive. În acest context, am fost abordat de cineva într-o emisiune la radio, domnule, eu sunt șofer de tir, ce fac? Că n-am cum să nu consum cafea. Și eu i-am spus, domnule, ai un tahograf care este cerut din punct de vedere legal. Adică conduci nu știu câte ore și apoi trebuie să te odihnești un minim un sfert de oră. Și ești controlat pe tahograf la sfârșitul lunii sau săptămânii, nu știu cum se face. Ori dacă respecti tahograful, n-ai nevoie să consumi cafea. Tahograful ăla este făcut tocmai pentru a-ți oferi odihnă. Evident, deci nu poți aduce argumentul oboselii, că ai tahograful pe care trebuie să respecti. Uite, mergem și spre o altă zonă. Dacă doresc să consum un aliment, de exemplu, fructe de mare, care sunt la modă în momentul ăsta, foarte multe restaurante le pregătesc, care nu se încadrează, nu scrie în legile sanitare despre a nu mânca fructe de mare. Doar pentru a-mi diversifica așa gustul. Din când în când mai merg la restaurant, mai comand și eu, nu știu, cum se cheamă astea, scoici sau o caracatiță sau, nu știu, că delicatese și aș vrea să mai fac și eu ceva altfel pentru soția mea, de exemplu. Prima poruncă a lui Dumnezeu a fost cu privire la ce să mănânce. Ce să nu mănânce. E foarte clar lucrul acesta. Dumnezeu este foarte preocupat de meniul nostru. Adică El vrea, pentru că El comunică cu noi prin trupul nostru, prin mintea noastră și de aceea El vrea ca să protejăm sănătatea noastră fizică în primul rând, bineînțeles și cea spirituală. Așa că nu trebuie să ne lăsăm conduși de gusturi sau dacă știm că ceva nu e bine, să eliminăm din viața Dar noastră. Dar fructele de mare intră în categoria animalelor marine care și avem niște criterii foarte clar. N-au nătătoare, n-au solzi, nu discutăm. E clar asta. Dar sunt marine. Da, sunt fructe de mare. Da, mulțumesc pentru clarificarea asta. Cred că e important de văzut detaliul ăsta, pe care multora le scapă, efectiv. Nouă ne place la Taine din Scripturi să fim ancorați cu Dumnezeu și să ne rugăm permanent la Dumnezeu și ne rugăm pentru cei care ne scriu lucrul acesta, așa că urmează rubrica Rugă pentru tine. Mădălin ne-a scris la 0751400300 următorul mesaj: rugați-vă ca Dumnezeu să îmi dea putere pentru a-mi accepta trecutul plin de fapte condamnabile pentru care mi-am ispășit pedeapsa și mi-am cerut iertare. Marius, te rogi pentru Mădălin. Tată din cer, îți mulțumim pentru că suntem copii ai tăi, îți mulțumim pentru că în ciuda faptului că suntem greșiți, că am păcătuit în viața noastră, Tu ai promis că ne ierți prin Iisus Hristos. În aceste momente te rugăm pentru Mădălin să-l binecuvântezi. Te-a cunoscut pe tine, a înțeles că a primit iertare pe Iisus Hristos, dar regretă mult trecutul lui. Te rugăm să-l binecuvântezi, să-l ajuți să creadă în tine, să creadă în iertarea ta și să nu mai fie dominat de păcatele trecutului. Chiar dacă poate încă rușina trecutului, te rugăm să-l ajuți să creadă că prin Hristos este mântuit. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Vă mulțumim pentru mesaje, vă mulțumim pentru că aveți încredere în noi și ne scrieți și astfel de motive pentru care să mijlocim aici la Taine din Scripturi. Vă cerem și noi să vă rugați pentru noi și să ne amintiți în rugăciunile pe care le înălțați Tatălui din ceruri. Ne apropiem de finalul acestei ediții.
Am să vă mai întreb așa, pornind de la Ezechiel 16 și apoi mergem spre rubricile de final. Ezechiel 16, 11, 12, 13. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Dumneavoastră, cei care ne urmăriți, vedeți afișate pe ecran versetele acestea. Economisesc puțin din timp. Să înțeleg că este în regulă pentru un creștin să poarte podoabe? Cu privire la Ezechiel 16, aș vrea să spun doar atât. Este o parabolă pe care Dumnezeu o folosește pentru ca poporul să înțeleagă mai bine situația în care se află Ierusalimul și țara lui Iuda. Întotdeauna când citim o parabolă, trebuie să ne întrebăm care este mesajul pe care ni-l transmite. Așa citim parabola lui săracului Lazar și tragem niște concluzii total greșite. Da. Mulțumesc, Marius. Te întreb doar atât. Verigheta, cum e cu ea? Vericheta nu este un păcat în sine, depinde de context. Dacă este imperativ într-un context în care soții sunt obligați să poarte, nu e o problemă. Dar unde nu ești obligat, nu văd de ce ai purta. Eu nu port, soția nu poartă și n-am nevoie să spun ceva că sunt căsătorit. Nici eu nu port, dar atunci când vorbim despre podoabe, în Biblie se vorbește despre cele ornamentale, da? Și cele funcționale. Ați citit despre Iosif că a primit un lanțeșor? Da? Deci exprima statutul lui și inelul reprezenta poziția lui de autoritate. Sigur că da. Deci Biblia pur și simplu este foarte clară cu privire la prima categorie, dar cu privire la a doua categorie care exprimă statutul, fie de căsătorit, fie de, știu eu, o anumită poziție în societate, este cu totul altceva. Să știți că, de exemplu, în India, nu verigheta este semnul căsătoriei pentru femei. Este un semn. Și lănțișorul. Sau lănțișorul, da. Mă rog, și semnul de pe frunte. Da, da. Și de aceea trebuie să avem în vedere și aspectul, nu să nu ne grăbim să criticăm, da, ci să ținem cont și de cultura și locul acolo unde se impune. Bineînțeles că Biblia este... Unii dintre ele aveau sigiliu pe inel. Pe inel, sigur că da. Mulțumesc frumos, mergem spre rubricile de final. Prima dintre ele, răspunsuri fulger. Pot fi mântuit dacă faptele mele nu corespund cu principiile biblice? Din ceea ce am afirmat, categoric nu. Numiți fiecare cel puțin o faptă reprobabilă pe care Biserica Adventistă o condamnă public. Adulterul, furtul, violența. Fumatul. Ce soluție oferă Scriptura prin biserică pentru un creștin care știe că a săvârșit o faptă împotriva principiilor biblice? Disciplinarea despre care s-a vorbea nu este o pedeapsă, ci este o perioadă de îndreptare. Și consilierea mai spunea la un moment dat. Da. Mulțumesc frumos, exercițiul de sinceritate. Domnule Ioan, încep cu dumneavoastră în ocazia asta, 1, 2 sau 3? 3. 3. Cu fărul acesta scurt de următoarea întrebare. Care este criteriul după care în mod personal evaluați dacă o faptă a fost pe placul lui Dumnezeu sau nu? Cred că standardul lui Dumnezeu este criteriul, da. Cele 10 porunci și toate celelalte care exprimă voința lui Dumnezeu. Marius, 1 sau 2? 1. 1. Ia uite, am aici un bilet pentru tine mai lung. Zice așa. Istoria de viață a unuia dintre cei doi tâlhari arată că până la urmă pentru mântuire contează o schimbare de macaz într-un moment crucial. Ce motive ai să fii atent cu privire la comportamentul tău dacă în fond viața veșnică depinde doar de o decizie luată la momentul potrivit? Dacă tâlharul ar mai fi trăit, cu siguranță că el ar fi mers pe un drum al credinței, n-ar fi rămas tâlhar. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt cele trei etape ale mântuirii. Vorbim pe de o parte despre îndreptățire sau eliberare de vina păcatului, apoi vorbim despre sfințire, eliberare din puterea păcatului și glorificare, eliberare din natura păcatului. Și cred că sunt naturale în viața noastră și trebuie să fie urmate toate trei. Vă mulțumesc mult de tot. Au fost alături de mine pastorii Marius Mitrache și Ioan Câmpean Tătar. Mulțumesc colegilor de platou, din tehnic. Vă mulțumesc dumneavoastră, dar în mod special îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocrotire și binecuvântare și mai ales pentru înțelepciunea pe care ne-o oferă și pe care o cerem de fiecare dată. Nu uitați să ne scrieți la 0751 400 300 întrebările pe care le aveți pentru noi, motivele pentru care ați dori să ne rugăm sau intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Am să rezum întâlnirea
întâlnirea din această ocazie citând 1 Petru 2 cu 11 și 12. Noua traducere o voi folosi în ocazia asta. Preiubiților, vă îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului. Să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Sunt pastorul Costi Gogoneață, până la nouă ediție Taine din Scripturi. Vă reamintesc că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului Iisus să se reverse asupra faptelor dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă doresc toate cele bune!